Bună seara! O ediție dedicată luxului. Da, chiar o ediție dedicată luxului. O altfel de ediție Business Woman, în care discutăm despre un obiect de lux, dar nu orice obiect. Nu este bijuterie, dar poate fi o bijuterie. Nu este din aur, dar are puterea de a fascina ca și aurul. Bine, nu vă mai fierb. Și vă spun că este vorba despre carte. În această seară vorbim despre cartea de lux și despre o editură care se dedică tipăririi unor astfel de cărți. În această seară discutăm despre universul pe care ne-l pune la dispoziție editura Paideia. Și vorbim despre editura Paideia cu invitata mea, doamna Camelia Botezatu, managerul editurii Paideia. Bine ați venit! Bine te-am găsit, Antoaneta! Îți mulțumesc că ai acceptat invitația și în această seară ești la Canal 33 și că ai amabilitatea să ne introduci în culisele unei edituri cu totul și cu totul speciale. Da, chiar sunt bucuroasă că reprezint o editură cu totul și cu totul specială, pentru că uite, numai prin faptul că avem 26 de ani de la înființare și am reușit să și reușim să fim pe piață după 26 de ani. Alte edituri și au murit. Să fascinăm după. Alte edituri au murit, alte edituri, da. Cele mai multe edituri au acceptat și partea, să spunem cu ghilimelele de rigoare, de compromis, să spunem, de a scoate colecții, da, care să se vândă cât mai repede. Pentru că, nu e așa, dincolo de bani nu putem să nu discutăm. Sigur, voi însă la această editură chiar aveți un public nișat. Pentru că oferiți obiecte de lux. Publicul vostru și cititorul de la Paideia nu este un cititor, să spunem, obișnuit, generalist. Sau... generalist. Da, da. Este un om... profilul cititorului, așa îl identific eu, este un om cu posibilități de cumpărare mari, cu o dorință de a se informa mare și foarte, foarte vibrant la literatura de cea mai bună calitate. Așa este, dar noi avem cărți pentru toată lumea, să știi, și pentru toate buzunarele. Aici ai vorbit de segmentul acesta de lux, de carte, da, bibliofilă. Da. Dar avem și carte de serie. Carte de serie, într-adevăr, carte academică și universitară. Așa a început editura Paideia, cu carte academică și universitară. Bine, la noi nici cartea de serie nu este atât de obișnuită. De chiar de serie, prin ce înțelegem noi prin de serie. Exact, exact, pentru că noi mergem foarte mult pe concept. Pe reprezentare, cartea noastră arată un pic altfel, chiar și cartea de serie. Și suntem foarte atenți la ce scoatem, suntem atenți la titluri. Am fost și suntem atenți. După aceea este cartea care se încadrează în ediție specială, ediții speciale, numerotate, cărți în format deosebit. Și de vreo 10 ani mergem foarte mult pe promovarea României. Încercăm să arătăm tot ce este mai bun despre România și slavă Domnului, avem ce arăta. Avem și un brand emblematic, România. Și acum trebuie să-ți povestesc despre catalogul nostru România, pe care l-am lansat anul trecut la Târgul de Carte de la Beijing. A fost un real succes. Anul acesta chiar ne-au căutat chinezii în ideea de a-l traduce în limba chineză. Da. Și după catalogul România urmează câteva cataloge emblematic România. Am văzut la voi catalogul dedicat, da, lui Constantin Brâncu și catalogul dedicat IEI Românești. Enescu. Aveți și un catalog
anticipând centenarul, da, voi sigur, chiar v-ați sigur. Ocupat noi de... Ne-am ocupat și ne ocupăm în continuare. Am luat foarte în serios și așa ar trebui să ia toată lumea foarte în serios. Avem aici foarte asta. Multe obiecte de la... ai adus o mică parte din tot ceea ce înseamnă foarte, o frântură, un fir da, de nisip, da, să da, spunem, da, din da, tot da, ce da. Înseamnă universul Paideia. Mai am și eu aici în mapă câteva reprezentări din cărți. Spune-mi, ce este aceasta? Este o reproducere după o litografie cu Bucureștii vechi. Avem un album Bucureștii vechi. Asta, aici avem doar un poster, o filă din carte, pe hârtie manuală. Ei, hai să o luăm așa, pentru că vreau să o luăm de la mic spre mare. Hârtia aceasta este o hârtie cu totul... Când o vezi, poți să juri că ea este de la 1700. Atât de veche ți se pare. Dacă, exact. Dacă nu vine cineva și dacă nu vii tu să spui povestea. Hârtia aceasta nu e de la 1700. Hârtia aceasta este făcută în cadrul editurii, de către maestri de la editură. O hârtie manuală. Ce înseamnă hârtie manuală, Camelia? Înseamnă un și în timp amestec, ce tu povești, înseamnă, o să mai arăt câteva... Înseamnă celuloză, înseamnă hârtie pe care o refolosim, înseamnă pânză. Totul se face la o presă veche, deci mergem pe utilaje vechi. În secolul 21, este digitalizat, da, noi facem cu pasiune, suntem un pic... Voi mai folosiți utilaje vechi de tipografie. Da, da, da. Folosim prese vechi pentru hârtie manuală. După aceea fiecare pagină se usucă pe frânghie cu cârlige de rufe și ca să faci o carte, de-abia atunci e mai greu, pentru că trebuie să aibă aceeași grosime, aceeași consistență, aceeași nuanță. De asta este greu de făcut o carte bibliofilă, trebuie să o legi într-un anumit fel. Dar spune-mi, te rog, eu tot scot de aici din mapa cu minunății și colegii mei, și le mulțumesc colegilor din regie că ne ajută, cum ne ajută în fiecare seară să ilustrăm această ediție. Spune-mi, te rog, aveți utilaje vechi, folosiți această... Practic, voi creați această hârtie. Din ce material, de fapt, o faceți? Te e interesant? Da, cum ți-am spus, din celuloză, din hârtie. Folosim resturile de hârtie, folosim bucăți de pânză, folosim tot felul de materiale. Și acum, pentru că ai spus că este această... mod de a fabrica această hârtie. Bun, utilaje vechi, hârtie veche, dar mai aveți și meseriași? Că noi ne plângem că nu mai găsim un cizmar ca să punem flecuri. Da, nu mai poți să-ți repară o umbrelă. Cum vă descurcați? Avem oameni care lucrează la noi de 20 de ani. De 20 și de ani. Îți dai seama ce iubire este acolo. E iubire pentru meserie, pentru... E o echipă extraordinară. Lucrurile astea nu se fac singure, se fac în echipă. De la persoanele care fac hârtia manuală, care sunt în atelier, până la legătorese, la detepistul nostru fantastic, Ionuț Ardeleanu. Și toată lumea contribuie cu câte ceva. Și sunt foarte responsabili. Este, și pasionați. Este incredibil într-o epocă în care avem e-book, într-o epocă în care avem audiobook, să vină o editură care să-ți reamintească de Gutenberg, să-ți reamintească de începuturile cărții și de începuturile scrierii pe hârtie și a imprimării pe hârtie. Este fantastic. Spune-mi, cum reacționează publicul, cititorul pasionat de obiectul de colecție la așa ceva? Reacționează extraordinar de bine.
Știi de ce? Pentru că hârtia manuală are o tandrețe a ei. Da. E un tușeu aparte, e prietenoasă, e caldă și e încărcată cu energie. E imposibil să rămâi indiferent la ea. Se simte într-o lucrare pe hârtie manuală, legată în piele, se simte pasiunea, se simte, cum să spun, trecerea, că a trecut cineva pe acolo, că au trecut mai multe mâini. Așa este. Acolo se simte dragoste, știi? Când intri într-un anticariat și găsești o carte veche, eu cel puțin așa reacționez. Îmi place să mă duc să ating cartea aceea veche, exact. Să o răsfoiesc, gândindu-mă cine a avut-o, cine a avut-o prima dată, cine a citit-o, cine a răsfoit-o întâiași dată, ce gânduri au fost puse acolo, ce sentimente, ce stări, ce povești poate ea conține acea carte, dincolo de povestea scrisă. Dincolo de povestea scrisă, da. Și o carte e o lume. E o lume, într-adevăr, iar această hârtie pe care voi o folosiți este, într-adevăr, are o tandrețe la atingere. Așa este. Are aproape o atingere senzuală, da, să știi. Senzuală, exact. Este fantastic ceea ce faceți voi. Am aici ne-ai adus tu, cum am spus, o mică parte din acest univers. Am aici o carte care chiar este o carte de lux. Și este o carte de lux pentru că, în primul rând, ea este îmbrăcată în piele. Da, în piele, piele naturală. Naturală, veritabilă. Roșie. Este așa numită piele întoarsă, piele, da? Întoarsă. Bun, este fascinant pentru că sistemul ei de citire sau de deschidere nu este unul obișnuit. Ia priviți. Deci, ea se deschide cam așa. Nu e fascinant să ai o carte pe care să o deschizi așa? Și de aici începe călătoria. Da, este un format deosebit, un format harmonii cu de aici cu începe bride, călătoria. Da. Spune-mi ilustrația, hai să spune-mi întâi despre ce volum este vorba. Sunt ilustrații din bestiarul medieval. Sunt ilustrații deosebite. Cantemir chiar a folosit ilustrațiile astea să caracterizeze oamenii. Deci fiecare, uite, te rog, da, te rog, spune. Dacă vă puteți focusa pe câte ceva, te rog. Pe câte o imagine. Bine, noi avem și în istoria ieroglifică, practic a folosit ilustrația din bestiarul medieval, istoria ieroglifică pe care am făcut-o și noi pe hârtie manuală, în format A3, este o lucrare uriașă și pusă într-o cutie specială din piele și hârtie manuală. Aceea este o lucrare bibliofilă. Și acum o să te întrerup, rară. Pentru că vreau să le arătăm și partea cealaltă. Deci, cartea se închide așa, în sistemul acesta, o să o recuperezi după, și o putem după aceea răsfoi invers. Invers, da. Continuarea. Continuarea. Practic este o carte... E o carte armonică. Armonică. Da. Este absolut senzațional. Cine ziua de astăzi se mai poate bucura de așa ceva? Este chiar o carte... Spune-mi, ele se pot cumpăra, nu-i așa? Aceste cărți? Da, da, se pot cumpăra. Nu sunt în librărie pentru că ar fi destul de greu pentru carte, care ar suferi foarte mult să fie răsfoită în permanență, dar se pot comanda pe site, se pot vedea cărțile acestea în clubul nostru de carte. Spune-mi, ce titluri aveți voi editate astfel, într-o astfel de apariție? Sunt o mulțime de titluri. Știu că aveți Hamletul în limba engleză, da, arată excepțional. Acolo folosim o piele, coperta este dintr-o piele groasă, un toval colorat cu scoarță de copac. După aceea mai avem Tetraevangheliarul, care se află în
Biblioteca Vaticanului și într-o mulțime de biblioteci mari ale lumii. Hamlet în limba engleză chiar este cerut foarte mult în Anglia. Nu pot să cred. Da. Ei vă cer... Da, pentru că sunt ediții deosebite. Sunt cărți bibliofile. Da. Și voi îl editați în, îl scoateți în limba, în limba engleză. Îmi povesteai la un moment dat că și Eminescu, Luceafărul lui Eminescu, îl aveți editat în mai multe limbi. Inclusiv vreți să-l editați și în limba turcă. În limba turcă, da. Profesorul Mehmet Ali ne-a oferit o traducere a Luceafărului în limba turcă și îmi doresc foarte mult să pun traducerea în această carte. Uite, o să-ți și arăt cartea. E o emisiune un pic mai, o ediție un pic mai complicată, pentru că încercăm să scoatem dintr-o cutie care arată e la fel de... cu minuni. Da, e făcută tot manual această cutie. Și are același sistem de deschidere ca și cartea. Da, cu bride. Este o ediție de lux a Luceafărului. O arăt eu și tu povestești, ca să-i ajutăm și pe colegii din regie. Da. Te rog, Luceafărul tradus în engleză, franceză, germană, spaniolă, urmează limba turcă și la mijlocul lunii o să avem o expoziție de carte bibliofilă la Doha, în Qatar. Așa. Drept care mă interesează foarte tare să pun și o traducere în limba arabă. Până acum nu am găsit-o, dar știu eu, dacă există, o găsesc până plec și chiar vreau să o duc. Încă o dată, când este târgul de la, când este expoziția de la Doha? De pe 12 pe 16. 12 noiembrie? Acolo. Da, am înțeles. Noiembrie. Și practic voi reprezentați România. Noi și alții. Și alte edituri, da. Am înțeles. Nu știu, edituri, fotografi, prin ICR se întâmplă totul, prin Institutul Cultural Român. Ah, am înțeles. Este un eveniment organizat de ICR? Este un festival cultural. Și voi sunteți, ajungeți la Doha prin intermediul Institutului Cultural Român. Da. Și cu ce alte lucrări vă mai duceți? Spune-mi întâi de toate ce înseamnă Doha, că sărim dintr-una în alta. Ce înseamnă această expoziție de la Doha? Care este importanța ei? Este importantă pentru că catarezii au investit foarte, foarte mult în cultură, foarte mult în muzee, au făcut un centru cultural fantastic, nu l-am văzut, dar ce am găsit pe internet și știu de vreun an de treaba asta și își doresc foarte mult să venim cu cărțile bibliofile, acum să vedem ce succes vom avea. Ecourile sunt bune, prietenii noștri au tot transmis, le-au tot transmis despre ce facem noi și ecourile au fost bune. Acum o să le și arăt pe viu, live, să vadă ce faceți voi, pentru că hârtia asta trebuie atinsă și ai văzut, are o anumită structură, textură, pe care trebuie să o vezi. Așa este. Fotografiile de pe site-ul nostru sunt bune, dar cred că ar trebui mult îmbunătățite și site-ul să fie puțin mai viu. Asta... tocmai ca să se înțeleagă. Asta este... ținând cont că trăim într-o epocă, în sigur, trăim într-o epocă digitală, trăim într-o epocă a comunicării și online și atunci trebuie îmbunătățită și asta. Dar sigur că partea voastră hard, să spunem, nu ține neapărat de site și de cât de frumos este site-ul. Nu. Ține practic de aceste obiecte minunate pe care voi le realizați și care sunt unice. Spune-mi, cine se ocupă de partea de concept? Adică aveți o echipă dedicată care concepe colecția, o echipă dedicată care vine și dă grafica acestui concept, da? Da. Le realizează dincolo de maestrii
cărturar, să spunem, care, care realizează cu mașinile vechi aceste lucrări minunate. Este o echipă, bineînțeles, dar aici trebuie să-l pun în prim plan pe domnul profesor Bănșoiu, profesor la Universitatea București, predă filozofie. El a înființat această editură acum 26 de ani. E pasionat de carte, pasionat de cultură și teribil de ingenios. E fantastic. Și cu o mulțime de idei. Ne ciocnim în idei și în... și în, nu știu, în a face, a nu face, dar el este creierul, pot să spun. El e motorul. Să înțeleg că domnia sa vine cu conceptul, să spunem, editorial, adică de colecții, de titluri și voi ceilalți sunteți cei care puneți în practică, le realizați. Da, dai seama că e, pe noi ne ține în formă toată treaba asta, pentru că în permanență trebuie să gândești, trebuie să găsești, trebuie să vii cu ceva nou. Să... E o provocare, e o tot provocare timpul, permanentă. Că voi nu editați autori mari despre leadership, despre dezvoltare personală, despre business, despre cum să facem cât mai mulți bani. Da? Un tip de literatură foarte la modă în acest moment și cu un număr mare de cititori, mă rog, cât se poate pe zona respectivă. La voi cartea e altceva. E la noi, cartea. La noi cartea se adresează cititorilor și privitorilor, știi? Adică trebuie să-ți placă obiectul respectiv. E carte-obiect. Carte-obiect de artă până la urmă. Stau și mă gândesc că este chiar provocator și pentru voi și mai ales pentru tine ca manager. Da? Să porți pe umeri această editură, pentru că în definitiv tu ești omul de care ține această editură, da? Dincolo de ideile domnului profesor, tu le pui în practică, tu trebuie să găsești bugete, tu trebuie să vinzi, tu trebuie să comunici prin tine, da? Tu ești managerul. Într-o Românie unde știi foarte bine că suntem pe ultimul loc în Europa la citit și că ne mai aducem aminte din când în când, cei mai mulți, da, să cumpărăm o carte, când mai e un Bookfest, un Gaudeamus, unde într-adevăr mai sunt niște reduceri și atunci românii se mai duc să cumpere. Dar știi foarte bine, vânzarea de carte e foarte proastă în România. Este, într-un fel, da, e destul de proastă vânzarea de carte, dar... Cum supraviețuiți voi? Cum faceți față? Lucrați cu materiale scumpe, făcând mai multe lucruri dintr-o dată. Tehnologia așa facem poate... față. Stau și mă gândesc numai acele mașini vechi pe care voi le folosiți. Dar folosim și tehnologie modernă. Bine. Îmi imaginez că nu puteți să stați numai la tehnologie. Dar totuși să le mențineți, da? Să fie tot timpul în stare de a le folosi. Mă gândesc că și asta înseamnă niște bani, niște oameni care se pricep la serviciul lor. Bineînțeles. Trebuie în permanență să faci bani, să găsești bani, să vinzi. Cum e strategia? Că îmi spui că îmi spuneai acum câteva clipe că faceți mai multe lucruri în același timp. Cum ai gândit tu ca manager strategia acestei edituri? Păi, uite, ți-am spus, facem, îți spun lucrurile pe care le facem în același timp. Cartea de serie, da, care merge în librării și este pe direcția ei, da? După aceea edițiile speciale, care merg foarte mult pe protocoale și aici, uite, o să-ți și arăt ce înseamnă. Îmi pare rău că nu am adus niște mini-cadouri românești, pentru că aceste cărți mici în ediții speciale, uite, este o carte cât palma. O carte foarte tu ușor de luat. Tu povestește și uite, da? Eu arăt în continuare. Și în general, cărțile acestea sunt bilingve, română-engleză, română-franceză și sunt despre România. Și chiar și cărți de filozofie în formatul acesta. Spune-mi, și aceste cărți ajung unde, Camelia? Aceste cărți ajung în general la instituții, corporații, pentru mici protocoale. Se pot combina cu diverse obiecte.
De exemplu, am scos la un moment dat Maria Tănase în acest format, Maria Tănase bilingvă, română-engleză sau română-franceză, la care am adăugat un mix CD cu Maria Tănase cântând în română și în franceză. Ma, ce frumos! Da, da, superb! Și atunci ai, ai poveste, ai muzică, știi, toate simțurile sunt încântate și fericite. Corect, da. Corect. Plus că e un cadou extraordinar. E o grupare de obiecte frumoase și care spun ceva. După aceea, uite, cărticica aceasta cu vinuri din România, a lui Radu Anton Roman, română-engleză, despre toate podgorile din România, cu fiecare cu povestea ei. La cartea asta se adaugă o sticlă mică de vin și atunci iarăși ai gust și poveste. E clar într-un că... pachetel legat cu, cu un mic tricolor. Cum s-ar spune, e un mix de comunicare. Un mix de comunicare, exact. E un mix de comunicare pe care voi faceți, nu acel mix de comunicare așa cum sunt obișnuiți oamenii de marketing, de PR, este un alt tip de comunicare, da? Un alt mix de, de comunicare. Da, și asta spunem, de edițiile speciale, da, care merg pe direcția asta, de, pe protocol, de mini-cadourile românești, de catalogele despre România, de secțiunea aceasta de promovare a României, de care toată lumea are nevoie. După aceea, cartea bibliofilă, care e destul de nișată, dar da, există, da, este cumpărători. Nișată. Da. Aveți un public care... Avem un public... Și el foarte nișat. Nișat, da, dar asta este. Și după aceea, bucătăria lui Radu. Bucătăria lui Radu, brandul lui creat de Radu Anton Roman. Noi întotdeauna am scos toate cărțile, le-am și tradus în engleză, în franceză, adică rețetele lui Radu sunt peste tot, sunt în toată lumea. Foarte și în afară de faptul că le-am tradus, le-am transpus și pe hârtie manuală, sunt puse în orice formă. Unele sunt făcute sub formă de album despre România. Am folosit fotografii Gusti, am pus din arhivele Gusti, am pus rețetele, poveștile, pentru că Radu nu a fost bucătar, a fost scriitor. Da, și un povestitor. Și atunci a povestit, da, și de asta o să rămână întotdeauna în memoria tuturor și o să fie iubit întotdeauna de toți românii. Într-adevăr. Într-adevăr, fie că îți place sau nu să gătești, fie că nu ești contează, sau nu gurmand, citești poveștile, citești nu, povestea nici și citești despre România și exact, descoperi România exact, adevărată. Exact, da. Acum chiar am scos bucătăria lui Radu, rețetele, le-am scos în 4 volume și ne-am gândit să le să facem un set din aceste 4 volume chiar pentru sărbători. Să se vândă de sărbători și primul volum se numește chiar Bucătărie românească de sărbătoare și ceremonial. S-au folosit tot fotografii vechi, adică totul are parfum, are poveste, are istorie. Spune-mi, ce înseamnă o zi pentru tine petrecută la editură? Cum arată o zi pentru managerul Camelia Botezatu la editura Paideia? E incitantă. Fiecare zi mă vine cu câte ceva nou. Chiar dacă lucrez, îți dai seama, sunt în permanență fiecare zi 70 de proiecte noi. Clar. Corect. Da. Corect. Dar la fiecare proiect apar elemente noi. Apar oameni noi. Nu te plictisești niciodată. Noi nu lucrăm, nu suntem rutinați. Deci totul este nou și de asta suntem în formă și de asta căutăm soluții în permanență și putem să facem lucruri peste noapte. Suntem atât de entuziaști. Uite, ne ține Dumnezeu așa, știi, ne ține entuziasmul ăsta. Pentru că facem lucruri frumoase, știi, și în momentul în care vezi că
că ți-s lucrurile foarte bine și că oamenii sunt fericiți în momentul în care le primesc. Deci mai mult de atât, bineînțeles că sunt plătite, că am fost în vizită la voi la editură și nici locația în sine nu este una obișnuită. Este un univers fascinant, pentru că acolo totul te întoarce în urmă cu 100 de ani. Așa de la este. Scaunul pe care te așezi, de la tabloul pe care îl ai în fața ta, de la micile obiecte care sunt lângă tine, de la lampa pe care o ai tu pe birou, biroul tău este un birou vechi, totul este într-o altă lume și atunci e clar că te inspiră și te, practic, și te încarcă cu o anumită energie pentru a face lucruri care vin dintr-o altă lume. Asta este foarte, foarte clar. Dar cum combinați secolele vechi, da, și cu secolul 21? Cum combinați hârtia asta, filozofia acestei hârtii manuale cu Google-ul? Foarte bine, vreau să spun că oamenii sunt extraordinar de deschiși la aceste produse. Își doresc hărți vechi, își doresc imagini vechi, își doresc obiecte de acest gen. Da. Nu am întâlnit pe nimeni care să vină, să simtă hârtia, să vină la noi, să simtă atmosfera, să intre în atmosfera aceea și să nu-și dorească să aibă măcar o parte, o fărâmă din atmosfera asta, să-și o ia acasă, știi, din poveste. Da. Că de fapt totul este poveste. Este o poveste, da. Adevărul este că domnul profesor a reușit să realizeze acolo chiar o poveste. De cum pătrunzi în editură, primul pas pe care îl faci în locație la voi, intri într-un alt spațiu fizic, într-o altă lume. Așa este. Te întorci în urmă cu la început de secol 20, de la cufărul de la intrare, plin cu amintiri și fiecare obiect are o poveste. Camelia, ce pregătiți pentru centenar? Pentru că, slavă Domnului, avem în față un eveniment mare și cum vă gândiți să abordați centenarul? Pentru că și aici este, cred că, o provocare pentru voi. Toată lumea va încerca să meargă într-o singură direcție. Voi pe ce vă gândiți? Cum vă gândiți să abordați centenarul? Păi, uite, avem un proiect care acum se... coace. Acum se coace. Acum se apropo de Radu Anton Roman. Exact. Și nu-ți spun chiar tot, pentru că, mă rog, ți-am spus, să creionează acum și nu pot să spun chiar tot. Dar vom avea o lansare pe 7 decembrie și o să-ți povestesc despre ea și tu, dacă vrei, spui mai departe, pentru că o să fie foarte frumoasă, foarte interesantă și vor fi imagini vechi transpuse pe hârtie manuală, o să fie o expoziție, vor fi niște albume scoase, adică începem deja. Unde va avea loc expoziția? Sau încă nu vrei să spui nimic? Încă nu știu. Deci avem în vedere câteva locații și dar te anunț și tu. Pentru ca și eu să anunț mai departe. Sigur că da. Pe cei care sunt doritori, suntem la tot timpul gata de a oferi o informație culturală. Ieri am avut o ediție dedicată teatrului. Astăzi la Business Woman avem o femeie care conduce o editură, o editură cu o carte de lux, da? Și îți mărturisesc că vreau din emisiunea Business Woman vreau ca această emisiune să fie, să meargă în toate sferele de activitate, pentru că, iată, femei deștepte, puternice și talentate sunt în toate domeniile de activitate. Și editura până la capăt este un business. Sigur că este un business. Dar spune-mi, nu ai o temere că aceste frământări sociale și economice prin care trecem, această, dacă vrei, lipsă de predictibilitate economică,
această fluctuație, volatilitate a codului fiscal care se schimbă așa, mă rog, precum zboară păsările. Nu te temi că nu simți că te opresc la un moment dat, sunt niște piedici reale, mai ales pentru o astfel de editură și mai ales pentru o editură în general în România? Da, lipsa de predictibilitate este, cred că, cea mai gravă, știi, că nu poți să-ți faci niște planuri pe termen lung, e grav. Dar ținând cont că suntem de mult timp pe piață, 26 de ani și am trecut printr-o mulțime de etape, mai bune, mai rele, dar știi grele. Grele. Dar știi cum spun americanii, că în momentul în care te ridici, ești de încredere, adică clar că poți să faci lucruri. Te-ai ridicat, nu ai rămas. Corect. Știi să ieși dintr-un eșec. Da. Și noi ne bazăm foarte mult pe clienții noștri care ne recomandă la rândul lor mai departe și pe nevoia aceasta de obiecte de protocol, de lucruri deosebite. Nu știu, eu cred că atâta timp cât există oameni, cât există dorința de frumos, cât există sensibilități și dragoste, cât, nu ne transformăm în monștri, totul este în ordine. Și asta, cred că asta este un mijloc de a rămâne oameni, știi? De a veni cu lucrurile frumoase la vedere. Acum voi vă concentrați foarte mult pe această, cum să spun, comunicare externă, da? În sensul, mergeți la expoziția de la Doha, faceți, tipăriți cărți care, Hamletul, da? În limba engleză, care ajunge la Londra. Mi se pare absolut senzațional ca englezii să comandă în România un Hamlet în limba engleză. Da, pentru că ei nu fac asta. Da. Dincolo de asta, cum vă gândiți să comunicați românilor despre minunățile care există în România și la care parcă suntem din ce în ce mai începem să suferim, sau cred că suferim de ceva vreme, de un autism. Nu mai vedem nimic. Nu ne mai interesează nimic. Cum reușiți voi să aduceți minunățile acestea românești, să le redați românilor prin aceste cărți de lux? Să știi că românii iubesc România. Poate românii care vin la voi la editură. Nu știu, mă uit la... Chiar urmăresc expresia celui care se uită pe un catalog România. Am încercat să venim cu un concept deosebit, știi? Să venim cu texte despre România, texte corecte. Ce înseamnă texte corecte? Adică să ne arate așa cum suntem. Și suntem bine. Doar că trebuie să conștientizăm lucrul ăsta, știi? Da. Toate lucrurile care sunt în jurul nostru nu s-au făcut singure, nu s-au făcut niciodată singure, știi? Au fost făcute de oameni. Asta este adevărat. Știi? Deci toate poartă amprenta românului și a sufletului lui. Și atunci trebuie pus în valoare. Orice lucru trebuie pus în valoare. Uite, o să-ți arăt catalogul. Mai urăm la cutia cu minuni, da. Cu minuni. Catalogul acesta, bine, e într-un format mic. L-avem și într-un format mare. Da, eu știu, într-un format mare. Te rog. Da. Și aici am încercat să spunem povestea României. Începe cu un scurt capitol de geografie, care se citește cumva pe diagonală, tot coboară de la munte până în delta. Aha. Am încercat să folosim imagini frumoase, imagini de impact. Fotografiile de unde le aveți? Din diverse surse. Da, sursele sunt menționate. Așa, după care urmează această secțiune de istorie.
Și multe detalii. Da, văd că mergeți pe... Știu că în catalogul mare exista o fotografie, o alăturare de portrete. Cred că este și aici. Vai, ce frumos! Asta este... Da, la fotografia de artă. De artă este. Și toate le luați, tot ce înseamnă de spiritualitate românească, de tradiții, mergeți pe Arhiva Gusti. Pe Arhiva Gusti și nu numai. Știu că aveați ce mai... Asta aici, este. Da. Aceasta este o alăturare. E impresionant. Vreau știi, să sunt momentele și de verticalitate, de înălțare. În care scuze, colegii. Așa efectiv este. Trebuie să simți că ți se îndreaptă coloana. Da. Uitați-vă ce am avut, ce am fost, pe principiu ce am fost și ce am ajuns. Da. Așa este. Ce am fost și ce suntem. Gândiți-vă ce oameni de stat am avut. Un Cuza și un Carol. E. Și da, uitați-vă la televizor să vedeți ce avem astăzi. Da, mai bine uitați-vă la emisiunea noastră să vedeți ce minunății vă arătăm noi. Știi, dacă fiecare face... Asta face într-adevăr este o lecție mai bun. Asta da. Este într-adevăr o lecție de istorie formidabilă. Da. Chiar un manual dedicat, un volum dedicat României, pe care din când în când e bine să-l luăm și să-l răsfoim și să-l recitim, așa ca să mergem tot în zona da, de modern, de update al informației despre România. Camelia, o să-ți spun că cele 50 de minute au trecut. Mai avem doar 2 minute. Nu pot să cred. Pentru că poveștile de la editura voastră sunt atât de frumoase. Îmi pare rău că nu am apucat să arăt un volum Cosmopoesis legat tot manual, unde fiecare poezie de dragoste este lăsată în limba în care a fost scrisă și este ilustrată cu hărți celeste. Vai, ce frumos! Da, este excepțional, dar poate o să-l arăți tu altă dată. Uite, hai să-ți trimit la fiecare emisiune câte o carte frumoasă pe care tu să o arăți. Da. Și să încânți sufletul oamenilor care privesc. Sunt ferm convinsă. Vreau să te mai întreb ceva. Din publicul din, care este... interesat de produsele editurii voastre. Preponderent femei, preponderent bărbați, ce ai observat de-a lungul timpului? Cine este mai implicat în accesarea unor astfel de obiecte? Și femei și bărbați. În egală măsură. Da, bărbații sunt pasionați de hărți. Au normal. O mare pasiune, sunt exploratori născuți, știi? Așa. Iar femeile, bineînțeles, de tot ce este frumos. De tot ce este frumos. Pentru că un astfel de volum despre România poate fi un cadou foarte frumos pentru da, e adevărat. Copii. Să citească istoria. Să citească un manual de istorie, nu un manual de... Nici nu știu cum se numește acum, că nu se mai numește istorie. Ei nu mai fac istorie. Așa, este foarte ușor de citit. Și așa faptul este. Că ai imaginile de impact ajută mult. Ceea ce faceți voi este o invitație permanentă la lectură. Îți mulțumesc mult pentru această frumos. Seară și la frumos. Îți mulțumesc mult pentru această seară. S-au dus cele 50 de minute. Am vorbit, cred că, un fir de nisip despre tot ce foarte faceți voi acolo. Foarte puțin am vorbit despre tot Zic ce facem. Zic să îți propun să continuăm. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că în această seară ați ales Business Woman și Canal 33. Citiți cartea tipărită și, sigur, consumați și e-book și audiobook, dar cartea tipărită, aici este lectura adevărată. Vă mulțumesc, ne vedem vinerea viitoare la o nouă ediție Business Woman cu alți invitați, surpriză, o săptămână frumoasă, cu bine!